Oscar, un băiețel de 10 ani ce suferă de o boală incurabilă și își trăiește ultimele zile într-un spital, este convins de tanti Roz, o fostă luptătoare devenită infermieră, să-i scrie lui Dumnezeu. 12 scrisori în 12 zile. Fiecare scrisoare înseamnă pentru Oscar alți 10 ani din viață. Oscar și tanti Roz de Erich Emanuel Schmidt. O poveste plină de infantilitate și înțelepciune. O poveste despre dragoste, prietenie, căutare și Dumnezeu. O poveste care ne reamintește de ce trebuie prețuită viața. Întreabă cartea la Biblioteca Târgu Mureș sau în oricare altă filială a Bibliotecii BPHD.